Să pune fratele baia acolo cu gâtul amortit, mă pune cum credeți că m-a pus? O să și vă arăt, că trebuie să vă și arăt, nu are cum să nu vă arăt. Așa m-a pus, mâncava și gura voastră, uita, exact așa. Și că pune într-o parte, chemuiește picioarele, mi-a pus mâinile așa și mi-a băgat un căluș în gură aici. Era așa. Și aici mi-a pus un prosop, nu știu ce era aia. Și dacă vine saliva, dă-i drumul jos. Bă, salută, fratele Coracu, și bine v-am regăsit la un nou storytime pe acest canal. Bă, deși ar trebui să fie sincer, un storytime trist, eu nu vreau să fie un storytime trist, frate. E viața, e ciclul vieții, mă, așa trebuie să meargă, așa trebuie să vină. Toate acțiunile noastre au și reacțiuni sau repercusiuni, cu drag să zicem. Vă salută, fratele Conacu, de ce apar astăzi aici în fața voastră? Pentru că vreau să vă zic cum arată cea mai oribilă zi din viața mea și cea mai oribilă endoscopie, drăsă, o pieptene, nu știu cum e aia. Haideți să intrăm în drumul, uitați să vă urmăriți pe Instagram la Jegosul Suprem și să dați și un like acestui clip, să facem 40.000 de like-uri. O să încep cu un backstory line, să înțelegeți. Acum o săptămână, mai exact vinerea trecută, am fost la Satu Mare, la Dominic. N-am avut nimic, ca duminică ne-am întors, duminica trecută, nu asta, acum drăguț așa. Bă, luni dimineață m-a luat cea mai gravă răceală ever, pe care o simt și acum. Și m-am dus la doctor. Următoarea zi m-a luat cu scaun apă, adică făceam scaun apă. Știți ce zic? Trebuie să vă prindeți cu scaun. Dacă nu vă prindeți ce cu scaun, o să vă explic în comentarii. M-a usturat când făceam treaba mică și am vomitat un cur de cadă. Asta a fost. M-am dus la doctor, la spital, mi-a făcut aia niște așa. Bun, și mi-a dat, a zis să iau o trimitere să fac o endoscopie. Gata. Da, deci ați înțeles cum s-a întâmplat toată treaba. Și ajungem astăzi. Astăzi m-am dus la Regina Maria, unde lucrează și unica mea, să fac o endoscopie. Endoscopie fac, frate. Păi nu o fac eu. Bă, acum mulți dintre voi mi-ați dat, frate, mesaje pe hai, Doamne, pe Instagram, că eu fac două, am făcut două, nu te doare mai deloc. Mi-ați dat mesaj, bă, frate, nu e rău. Oana zicea, bă, ăia vin și fac de voie, că vor ei. Și fără anestezie și fără nimic. Zic, bine, mă, frate, bă, mâncavă-ș. Mă duc acolo și m-am dus cu mașina. Și aia îmi zice, vreți anestezie sau spray? Eu zic, cum adică dacă vreau anestezie sau spray? Și zice, pe, putem să vă facem anestezie ușoară, dar nu puteți să conduce 6 ore. Și asta dacă e ușoară, anestezia grea, mă doarme toată viața, cum sau ce? Sau spray? Și spray-ul cum e? Zice, spray cu silină, ca la dentist. Zice, îți dăm în gât, nu simți omuleț, nu simți nimic, ca și domnul doctor îți bagă. Zic, bine, sunt cu mașina, nu pot să las mașina aici, merge cu spray. Hai, Alexandru, că n-o să pățești nimic. Eu așa eram. Deci stăteam acolo așa. Băi, când mi-a făcut programarea, Oana mi-a zis, domne, cu 8 ore înainte nu mănânci nimic. Nimic, nimic. Nu bei apă, nu mănânci, nu fumezi. M-am trezit dimineața, bă, pentru mine e chinul de pe pământ, bă, să mă trezesc dimineața, să nu bag apă, să nu mă glătesc, să nu bag gargară, să nu scuip. Bă, ăla e chinul suprem pentru mine, mă, frate. Mă rog, m-am trezit dimineața, de-abia m-am clătit gutul, îmi puțea gura. Gură de canal, direct. Mă duc acolo. Bă, acolo, m-am o sete pe mine, la etajul 4, la Regina Maria, la Calea Florească, acolo. Bă, stăteam și așteptam, 4 scaune lângă mine, stăteam și așteptam acolo, așa. Bă, asistentele alea, vă dea Dumnezeu, a, nu o zic. Băi, un dă-la de 20 de chile de apă, de la fantana de-aia, cu de ei și apeși pe buton. Bă, nu mai puteam de sete și alea beau. Bă, și niciunul nu beam dintre toți care. Na, cu aia, nu, că vomiți. Într-adevăr, a fost bine să nu mănânc, să nu fac nimic, să nu... Na. Totul începe așa. Oana îmi spune. Băi, ai grijă că s-ar putea ca doctorul ăsta să ți se pară un pic ghiuț, așa. El mai așa, așa, n-o face mai puțin găiată. Bă, las-o, Doamne, iartă, mai n-are cum să fie chiar așa. Ce mi l-a arătat într-o poză. Părea normal așa, na. Om ușor. S-a dus fratele vostru acolo și mă cheamă. Prima dată stăteam cu Oana. Oana a plecat jos. Dacă n-a venit, am făcut contact cu doctorul. Și vine doctorul să ia apă și doctorul și o vede pe Oana. Și Oana zice, mă luăm de-a domnul doctor. Și doctorul zice așa, bună.
Eram, ok, asta e normal, nimic n-a normal. Bun, primul contact cu doctorul. Băi, apoi, măia, vine fata aia, îmi dă acolo să semnez. E o glumă a mea, eu am o glumă când mă pune cineva să semnez. Eu am pe aia mea, nu râde nimeni, dar mă rog, eu zic pe aia cu, pentru cine să fie. Nu râde niciodată, mai schițează, scrie acolo. Mi-a făcut biopsie, nu știu ce. Și mă duc și mă bag acolo. Bă, când am intrat acolo, a început să-mi tremure picioarele. Ce, mă, la curunie a fost mizilic. Așa îmi făceau picioarele. Bă, direct așa, ce, mă, zici nebun, și că eram pe scara de-aia așa și să țineam două bețe jos și eu eram 40 de metri în înălțime. Mă pune fata aia pe pat, fata aia o cunoștea pe Oana, era prietena mea, gen cum ar veni, știi? Ea acum mai, da, cu mine mult mai așa. Bă, doctorul, când intru, face așa. Salut, Alexandru. Și așa a dat noroc. Ia rog, te rog. Bă, și m-a pus pe un pat de la. Eu vă zic exact cum am simțit eu, frate, fără exagerare, exact cum am simțit eu. Endoscopie, frate, dacă nu știți ce, căutați pe internet. Și fata aia zice, cu spray? Zic, cu spray. Și mă pune în cură așa și zice, gura mare, zice, trage aer și-l ții. Bine, ia cu un spray, cu atâta bărna, eu fac așa. Și am stat așa, știi? Și ea ce crezi, mă, direct, puf, în gură, direct cu spray-ul ăla, eu am zis că nu, nimica. Și de m-a, bă, așa m-a luat direct. Mamă, deja m-am căcat pe mine, zic, ce, deja m-a ajuns la endoscopie. E normal, e normal. Mamă, zic, dacă asta e normal, zic, să vezi acum mâncate. Și a avut dreptate. Apoi îmi amortez și așa un pic gâtle și așa, ești bine, ești bine? Să apucă, mă, pregătește asistenta. Mă, doctorul, ca să vedeți legat de faza cu gheiuțul, că eu nu știu ce să cred. Fata asta îi spune, îl întreabă doctorul, nu știu ce a zis. Și fata asta îi spune, e prietenul lui Oana. Păi și doctorul, fără exagerare, a făcut treaba asta. Bun, toate bune. Să pune fratele pe aia acolo cu gâtul amorțit, mă pune cum credeți că m-a pus? O să și vă arăt, că trebuie să vă și arăt, nu are cum să nu vă arăt. Așa m-a pus, mâncava și gura voastră, uita, exact așa. Și că pune într-o parte, chemuiește picioarele, mi-a pus mâinile așa și mi-a băgat un căluș în gură aici. Era așa. Și aici mi-a pus un prosop, nu știu ce era aia. Și dacă vine saliva, dă-i drumul jos. Păi și când am simțit călușul ăla în gură, eu vreau să... N-am apucat să o întreb, știi? Bă, dacă mă doare, poți să te oprești? Cum zic să stai? Hop, ia-o, scoate-o. N-am mai apucat. Și doctorul vine, mâncați și gura ta și pune aproape cărămida de temelie și îmi zice treaba, adică eu m-am convins că e pe treaba lui. Hai că intru acum. Mă, m-am văzut așa ghemuit. N-o vedeam decât pe asistentă în fața mea. El în spate pe acolo și îmi zice, hai că intru acum. Zic, Doamne, să vezi vorba lui Băbăne, te scoate ăsta dracii de mine cu hula. Așa. Băi, mâncava și gura voastră, eu vomit din orice ce atinge omulețul. Toată lumea mi-a zis, e hopul până trece de gât. Bă, când mi-a băgat ăla pe gât și ce credeți că vă bagă, ca să înțelegeți? Ce zicea Oana că e ceva mai mic, degetul e mic. Dar nu e ceva mai mic ca degetul ei mic? Bă, știți firul ăla, mă, care venea ăștia de la Digi? Ăla, frate, de băga mufa aia cu liță în capăt și cu de-aia de învârți. E, fir de ăla mâncava și gura voastră, atâta firul gros și lung și ți-l bagă, că nu mai e cum să mai deschizi gura aia, că ai călușul ăla în gură. L-a băgat, o dată zi, și eu fiind, am făcut așa, și a zis, hai, că a intrat. Eu pe o parte așa, asistenta pune mâna gen aici pe mine, știi, venea mânuța așa. Eu am luat toată mânuță. Băi, i-am zis Luana, nu se supără, n-are de ce supără. Să-ți dea Dumnezeu sănătatea asistentul, dacă nu era asistenta aia să mă ține de mână, să-mi dea mâna acolo, bă, muream acolo. Bă, vă dau cuvântul meu de extraterestru, nu exagerat, frate, muream acolo. Bă, și a început. Mie zice, 3 minute durează. Mamă, și deci deja după 3 secunde de când am băgat-o și mi-a dat cu aer de ăla, mi-a dat două pompe mine. Așa, mă, tuf, balu. Zic, Doamne. Și a început exorcizarea. Băi, să dea Dumnezeu să nu mă miști de aici, dacă vă mint. Știți cum făceam, mă, mâncați-și gura ta. Deci aia n-a fost endoscopie. El acolo mine s-a uitat pe ăla și o făcea numai așa. Eee! Eee!
m-am gândit și la Cătălin Talent și la mort și la al doilea război mondial și cum i-am pușcat pe Ceaușești și cum a murit Michael Jackson și dacă trăiește Tupac, la toată lumea m-am gândit, mâncat vajul asta. Băi, și la un moment dat, după vreun minut și ceva, aia, fata aia întotdeauna zicea, știi, e normal, calmează-te. Băi, eu simțeam că vomit, dar n-aveam ce să vomit. La un moment dat, doctorul mă bagă pe aia lui, știi, zice, hai că sunt înăuntru, mai am un pic, mai stau un pic acolo. Nu, da, bine, n-aveam cum să vorbesc cu aia mine. Și la un moment dat, după vreun minut și ceva, cred că s-a enervat și doctorul și asistenta și îmi zice, asistenta așa zice, hai mai respiră și tu un pic mai normal, că mai avem un pic să ne uităm acolo, hai. Trage aer și ține-l acolo. Și-am făcut și-o așa. Băi, și ea cred că s-a așteptat să rămână așa. E, nu, eu am făcut direct iar. Bă, dar nu vomita, mă, mâncați și bă, eu am zis că mă taie. Știți cum, mă, sunetul, ca să vă înțelege sunetul. Exact cum tăia tata aia porcul și stătea cu cuțitul în gât, frate. Exact așa era. Știi cum stă porcul cu cuțitul în gât acolo și tu ești, da, ai văzut că tot mai mișcă. Așa eram eu, mâncați și. Nu știu ce am mai zis el, că la un moment dat îmi venise să-mi dau ochii peste cap, că am intrat în fibrilație, da, uite așa făcea. Și, ia uite, bă, zice, hai că-l scot. Și când îl scoate, băi, un om normal, cred că îl scotea și el așa ușor, știi? A făcut doar așa. Hop, gata, ai scăpat. Am făcut urce. Băi, și eram așa acolo și asistenta aia mâncași capul ei de fată, băi. Ca un copil mâncați ești gura ta. Mi-a zis, zice, scuipă dacă vrei să scuipi. Și o făceam așa. Pe capul iau un prosop, un hârtie de aia și face așa. Eu atunci am zis, mamă, șterge femeia asta la o gură. Zic, nu, lasă, lasă cum. Băi, și m-a ridicat și m-am pus pe gură, pe scaun și era, pe patul ăla și era așa. Iar, ești bine? Ești bine? Băi, și mă duc afară. Doctorul zice, domne, te rog eu să mai stai jumătate de oră să-ți dau o... tratament și prescripție. Bine, gata. M-am dus, v-am făcut eu story-urile alea pe Instagram. Da, vedeți, uite, țara de legătură cu Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, n-aveți cum să știți înainte ce fac. Urmăriți-mă pe Instagram la Jegosul Suprem. Așa. Și vine doctorul și mi-aruncă pe aia tare, bă. Eu mă duc jos, fumez o țigară, nu mai puteam, vreau să fumez o țigară. N-am fumat de 8 ore, 10 ore, 11 ore, câte au fost. Mă duc jos, ursus iar și mă pun pe scaun. Eram așa. Și vine doctor. Domnul Nicolae, haideți încoace, poftiți. Eu zic, da, domnul doctor, vin și mă duc acolo. Stătea așa să moară fetele, dar nu așa stătea. Cu niște unghiuțe la 7 ani mari. Mămici, mâncate roase, bă, bine, nu că mă iau de aspectul omului. Vi-l descriu ca să-l înțelegeți, știi? Era genul, ca medic, tank, numărul 1. Dar ca persoană așa, dacă nu-l cunoști la prima vedere, zici, what the fuck, adică fac eu, știi? E, bă, frățiorii mei, bă, moșii mei. Și mi-a zis, ce pasta? Cum vrei să te iau? Eu zic, tare, domnul doctor, că dă ușor, mă ia toată lumea aia, inclusiv Oana și... Zice... Ai gastritră și început de ulcer. Și eu zic, n-am cancer, ce bine. Și el zice, nu glumi cu de-astea. Și zic, păi da, dar e bine, că eu am crezut că am altceva mai bine. Păi și asta e. Și zic, păi ce poate să fie asta? Și el zice, bine, pe atunci hai să-ți arăt. Și începe, mâncați ești gura ta, nu le-am luat mine, că am vrut să mi le-am luat mine, lansat jos. Dar cea mai interesantă e, nu mai am voie nicio prăjeală, nimic. Trebuie să intru la dietă o lună, pe pastile o lună. Și la capul cozii acolo, cum am zis pe Instagram, băuturile alcoolice sunt interzise și fumatul. Și zic, băi, da, ulcer? Ce nu, e un început, e acolo. Băi, ideea e că dacă o să mă mai cer vreodată cu cineva și cineva o să mai ia de mine și o să mă jur cu cineva, nu-i doresc omul ăla decât să se ducă să facă o endoscopie cu spray în gât. Nu vreau să vă aud niciodată, toată lumea care o să se uite la clipul ăsta și rezistă până la final ăsta care vine final acum, dacă vă aud vreodată că mă compătimiți sau ceva. Frate, acțiunile mele, eu am mâncat, eu n-am avut grijă ce am mâncat, eu am fumat cu gura mea, cu ochii, cu nasul meu. Nu voi. Nu e nevoie de compătimire. Îți face fratele bine. V-am făcut story time-ul ăsta să vă zic exact cum am simțit eu.
Bă, exact așa m-am simțit eu, frate. Exorcizare de asta nebună. Ce să vă mai zic? Încă o dată urmăriți-mă pe Instagram. Ne vedem diseară pe Liveanu, că-l facă clipul să apare până la Liveanu. Deci cine mă mai treabă la ce oră fac Liveanu? La ora 8 jumate, maxim 9, frate. Da, maxim 9 astăzi pe canal. Ok? Fratele, vă pupă. Aveți grijă de voi. Follow pe Instagram. Dați like. Subscribe dacă nu sunteți abonați. Și neapărat clopoțelul.